Sfântul Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiților. De cealaltă parte, Dragobetele este considerat patron al dragostei și este sărbătorit de spiritualitatea populară pe 24 februarie. În unele legende, Dragobete era fiul babei Dochia, iar în alte tradiții apuse din vremea dacilor, tânărul era un zeu al dragostei. Astăzi, părerile despre sărbătoarea iubirii sunt împărțite. Asta e sărbătoarea românilor, domnule. Valentinul ăsta e împrumutată. Deci mai bine Dragobetele. Da. Dragobete. De ce? Pentru că e sărbătoarea românilor, iar Valentine Day e o sărbătoare a americanilor și noi nu suntem americani. Suntem români. A, și cum sărbătoriți? Cu un grătar, cu focuri, cum se sărbătorea odată. Ce sărbătoriți? Valentine Day sau Dragobete? Exact, că mă cheamă Valentin, Valentine Day. Și Dragobete nu sărbătoriți? Ne-am obișnuit cu Valentine Day, ca să spun așa. E mai promovat decât Dragobete. La școală, Dragobete mai puțin. Da? Poate că ăsta e mai comercial, dar e mai popularizat, să zic așa. Tinerii par să fie mai moderniști și îndreptați către Sfântul Valentin, iar părinților mai conservatori și mai apropiați de Dragobete. Cele mai multe flori se vând însă de Sfântul Valentin. Cum merge vânzarea? De Valentine's Day sau de Dragobete? Când merge mai bine? De Valentine's Day. Da, de Dragobete mai puțin. Deci se vând mai multe flori de Valentine's Day. Da. Da. Cine cumpără flori în general? Băieți. Mai tineri, mai în vârstă? Mai tineri. De Dragobete, ăștia mai bătrâni. Ce sărbătorește lumea mai mult? Valentine's Day sau Dragobete? Valentine's, vă dați seama. No. Mai mult de Valentine's Day decât de Dragobete. Acum depinde și de client. Sunt ani care e și invers, adică nu e întotdeauna la fel. Dragobetele, patronul dragostei în tradiția românească, este sărbătorit pe 24 februarie.